Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. De 20 de ani trăim într-o Românie plină de paradoxuri și contradicții, o țară care, datorită mediocrității guvernanților săi, pare să nu-și găsească direcția și identitatea europeană certă, cu un stat slab într-un context în care s-au creat false elite și oligarhii conjuncturale. Tot mai mulți români aleg să emigreze scârbiți de condițiile de viață și lipsă de respect față de cetățean pe care le simt în România. În aceste condiții avem nevoie disperată de un reprezentant și nu de un conducător capabil să refacă credibilitatea și imaginea României în contextul european firesc, fapt posibil la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie anul curent, cu condiția, bineînțeles, ca în fruntea statului să fie ales un președinte și nu un instrument al unor interese interne și externe. Profitând de prezența în municipiul Baia Mare a domnului Mircea Diaconu, candidat la cea mai înaltă demnitate publică din stat, l-am invitat la emisiunea noastră, iar domnia s-a acceptat să participe la o discuție despre români, democrație și viitor. Bună seara, bine ați venit în Baia Mare. Bună seara. Nu știu câta oară veniți, doar pentru noi e prima întâlnire. Nici eu nu știu câta oară. Vă e drag de Baia Mare? Da, de multe ori. Am și filmat pe aici. Nu am stat vreo lună și am făcut un film aici. Cum ați găsit Baia Mare? Păi de fiecare dată altfel sau în aceeași, în aceeași măsură la fel. Pentru că e aceeași, dar mai e câte ceva în plus. De fiecare dată, bine, foarte bine, minunat. Domnule Diaconu, da. Pentru majoritatea românilor sunteți personalitatea... Lăsați-mă să vă admir pentru corectitudinea și exactitatea locuțiunii anterioare. Mulțumesc. Radiografie absolut corect, absolut perfectă. E ceea ce se întâmplă în România, am o singură problemă doar. E vorba de a reface, cum ați spus, imaginea noastră în afară. Problema e una singură. Imaginea noastră din afară e prea puțin importantă pentru mine, a celor din afară. Cum ne vedem noi pe noi este mai urât chiar și mai tragic. Și este extrem de important ca noi înșine să ne vedem pe noi înșine, să ne schimbăm imaginea despre noi înșine. Abia după aceea vom putea să o facem și afară. Mersi. Da, mulțumim pentru aceste explicații. Vreau să vă spun că pentru majoritatea românilor sunteți personalitatea liant între mai multe generații, om care beneficiază de respectul celor de vârsta a treia, dar și de admirația tinerei generații, dar cred că asta știți deja. Dumneavoastră, domnule Diaconu, cum vă definiți sau unde vă regăsiți mai bine? Și mă bucur că am ocazia să vă întreb, ca politician, artist sau ca și cetățean? Eu nu pun niciodată o deosebire între ocupații, că astea nu sunt profesii, sunt ocupații. Un om, ziua inginer, după amiaza își repară mașina, după aceea pescuiește, etc. Fiecare câte altceva neapărat. E o singură problemă, cred eu, sau nevoie, să le faci pe toate cât poți de bine. Și atunci e greu de spus despre un om de tipul ăsta, dacă e șofer, dacă e actor, poftim, dacă e constructor, el trebuie să le facă pe toate sau cât mai multe. Mă rog, eu sunt în zona asta, cred. Și dacă o întrebați pe soția mea, o să vă spună că cea mai bună dintre ocupațiile mele, sau cea mai reușită, este șofer. Deci acolo îmi recunoaște meritele 100%. La actorie mai are critici, la politică și mai multe. Vi le asumați acele critici? Dar sigur, cum să nu? În partea oricui. Un critică te ajută întotdeauna. Chiar și poate să-ți întărească o convingere. Chiar bună. Chiar că ai făcut bine, câteodată o critică venită din afară, dar depinde de unde vine critica asta, te întărește și îți dă motivații să continui, să continui ce ai început să faci. Iar ca politician e greu rolul? Uitați, am intrat în politică efectiv în 2008. Sunt 11 ani de atunci, efectiv însemnând, am devenit, în urma voturilor, bineînțeles, senator PNL. În fine, nu fac istoricul meu, cert e că în 2014 am ieșit din PNL și am devenit independent și de atunci continui să fiu în zona politică, însă cu statut de independent. Este statutul care îmi convine și mi se potrivește mănușe. N-am să mai ies din el niciodată. E un contract public pe care l-am primit atunci, senzațional și uluitor și mulțumesc tuturor și azi pentru el, așa rămân. Deci cât o să fiu activ în viața publică, eu așa rămân. Atunci nu e nicio deosebire și, în general, pentru mine nicio deosebire dacă sunt artist, dacă scriu cărți, dacă... Cam plăcut și de asta. Dacă sunt profesor universitar pe teatru și film, bineînțeles, sau dacă sunt actor, sau dacă fac ce fac acum. La mine în cap nu e nicio deosebire. Aceeași pledoarie pe aceleași teme. Cu sinceritate. Nu numai asta. Modul de adresare e diferit când scrii o carte, când te urci pe scenă sau când pledezi la o tribună, de la o tribună.
tot către cetățeni sau către oameni, spectatori, cititori, te referi și încerci să-i modifici, să-i ajuți, să-i luminezi, să îi emoționezi, același lucru fac. Problema e să nu schimbi discursul, esența. Ceea ce se întâmplă, de fapt, la foarte mulți oameni. Abia aici și am spus oameni, fără să fac referire că sunt politicieni sau... Oameni, bravo! Oameni. Exact. Sunteți una din vocile cele mai respectate într-un spațiu public asaltat pur și simplu și alterat, domnule Diaconu, de mediocrități și personaje lipsite de valoare certă. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum s-a putut degrada într-o atât de mare măsură viața publică din România și la ce sistem de valori se raportează o societate în care oportunismul și mediocritatea sunt standardele de referință la ora actuală? E ceva tragic și greu de ieșit din situația asta, ca un blocaj este, de fapt. De ce zic, de percepția noastră despre noi înșine? Din păcate, percepția deja s-a instalat și e greu să o schimbi. Pare că suntem aproape toți sau prea mulți hoții, corupții, agresivi, aruncăm mizerii pe jos, urâți sau urățiți. Deși, real, nu poate fi așa. Și nu e așa. Aceștia pe care i-am enumerat, ca comportament, mă rog, ca persoane, sunt vizibili, zgomotoși și peste tot. Media îi preia imediat, îi folosește imediat, îi arată imediat. Îi promovează. Iar ceilalți, în sensul calmului și liniștii și echilibrului, lumea aceea multă, și eu zic că este infinit mai multă decât obrăznicia și tupeul vizibil, tace. Și tace din multe motive, fiecare tace din alt motiv. Nu se implică, nu se arată, nu face zgomot și pare că nu există. Teoria mea și încercarea mea de acum e un test, dacă vreți, în același timp, o probă, sper să și am dreptate până la capăt, că această masă puternică, sănătoasă, există în națiunea română. N-a avut motivație, e absolut firesc să iasă, să se manifeste. Dar ce motivație credeți că ar fi trebuit să aibă? Încredere. Încrederea este motorul tuturor lucrurilor cu putință. Și într-un cuplu, într-o familie, se iubesc, e în regulă. Și într-o bună zi, într-o clipă, apare neîncrederea între ei. S-a rupt tot. Și în clipa aceea poate să aibă bani, orice, succes, cariere, orice vreți. Nu mai e nimic. Marin Preda zicea, dacă iubire nu e, nimic nu e. Eu, în spațiu civic, iubirea se numește încredere. Reciprocitate. Stat, cetățean. Cetățean, cetățean. Guvernant, cetățean. Deci, dacă nu e încredere între, s-a terminat tot. Și, din păcate, aici suntem. În toată perioada post-decembristă am avut parte de președinți contestați și vulnerabili. Și aici mă refer la Ion Iliescu, care era un criptocomunist, Emil Constantinescu, un om fără vocație de lider, Traian Băsescu, un personaj vocal sub acoperire, iar Klaus Iohannis, un președinte spectator. Și nu spun eu asta, au spus-o alții, eu doar am preluat. Domnule Diaconu, pornind de la experiența dumneavoastră de viață, ca actor, ca un politic și ca și cetățean, cum vă place mai mult să vi se spună, care ar fi profilul președintelui de care au nevoie românii aceștia, de care dumneavoastră spuneți că nu mai au încredere? Și e normal că nu mai au încredere după ce se întâmplă și ce văd. Nu aș vrea să mă risc și să fac un portret care s-ar putea să mi se potrivească mie. Că atunci ar fi urât să plătez folosindu-mă ca exemplu. Dar o iau cum scrie în Constituție. Un președinte în Constituția noastră nu este nici jucător, nici bătăuș și enumerăm clipa asta niște prestații. Nici spectator, nu. Este implicat și cât se poate de implicat, dar ca mediator, ca factor de echilibru, de respectarea obligația tuturor de a respecta legile și nu numai Constituția. Asta este grija președintelui. Este fundamental să avem reguli clare și să fie respectate. Asta este fișa postului președintelui. Este obligatoriu. Bun. În clipa în care președintele nu face acest gen de lucruri și se mută în spațiu politic, intrând în bătaia aceea, în contestările reciproce, nesfârșite, tipice democrației de alminteri, deci nu e altfel, polemicii democratice, nu trebuie să fie altfel între partide. Când tu intri efectiv în partea asta, de partea una sau cealaltă, sau unde vreți, te descalifici total ca președinte. Atunci tot culoarul președintelui, care înseamnă echilibru, mediere, calm, cum spun, pace, rămâne gol. Și din păcate, la toți președinții enumerate de noastră, așa a fost. Și este motivul principal pentru care am ieșit public și încerc să spun aceste lucruri, pentru că s-a modificat prin faptul că s-a repetat de fiecare dată genul acesta de tătuc, genul acesta de implicat, de implicare,
culoarul rămânând liber, așteptarea cetățenilor e tot de natura asta. Dar nu oamenii au votat, domnule. Păi nu e vina lor, doamna, nu e vina lor. Li s-a arătat un model, au mers pe el, s-a repetat modelul acela, au mers pe el și nu observă nimeni ratarea sistematică, ritmică acestor iară încă 5 ani, încă 4 ani și iar așteptăm și iar sperăm și iar cădem în același punct. Nu, e altă potecă. Eu asta încerc să explic. Și aș fi fericit să fie înțeles ce spun eu. E altă potecă. Nu poți, am o imagine și o spun și nu vă țin mai mult, nu, ca să înțelegem exact. Să zicem că e o cameră familie. Familie, noi suntem o familie, națiunea română, o familie, da? Și în bucătărie sunt părinții, mă rog, aici sunt copiii, generația tânără, care trebuie să-și facă lecțiile, să învețe, să crească. Bun, aripi, speranțe, vise frumoase și părinții se bat. Se bat în bucătărie și dau cu alea, cu toate străchilele în cap, urlă, se înjură, ceva de genul ăsta. Cum să mai învețe amici? Cum să mai învețe amici? Cum să se gândească la lucruri, la vise, la... Și ce repere să mai aibă? Cum? Mi groază de lucrul ăsta. Aș vrea să termine cu chestia asta. Deci părinții nu trebuie să facă lucrul ăsta. Părinții cine sunt în povestea mea? Guvernanții, reprezentanții, aleșii, președintele, parlamentul, etc., etc. Sunteți un om care știm că și-a afirmat întotdeauna opiniile în mod deschis, clar și ferm, motiv pentru care noi spunem că sunteți respectați și apreciați. Domnule Mircea Diaconu, ați menționat public că președinția României nu are ce căuta în Palatul Regal de la Cotroceni, aspect comentat de unii ca fiind populism politicianist. Un președinte al României trebuie să dea o altă destinație reședinței? Dumneavoastră, cum ați proceda? Mă rog, fiecare zice ce, sau înțelege ce vrea, sau ce poate. V-ați exprimat o opinie? Spun eu. Da, sigur, Doamne ferește, bineînțeles asta. Putea fi și așa, dar acel palat regal are un testament regal. Și acela spune foarte clar ce destinație trebuie să aibă sau are acest palat. Ori chiar și în timpul lui Dej, deci în stalinism, în prin stalinism, acolo era palatul copiilor. Nu s-au dus acolo, nici ei. Generații întregi au fost acolo și au învățat să facă traforaje, să picteze copiii. E un muzeu splendid acolo. Așa trebuie să fie. E Sala Unirii. Minunat, așa trebuie să fie. Dacă sunt protocoale, zile naționale, se pot face acolo. Ne îmbrăcăm frumos toți și ne ducem acolo în Palatul Regal acela de ziua sau și mai departe. Nu te instalezi. Nu spui tu pixurile și îți mai Dumnezeu papucii în Palatul Regal. Cam asta încerc să spun. O să spuneți unde. Totuși întreabă unde. Păi este plină România de castele, palate, orice vreți dumneavoastră, cer scuze, minunate și lăsate în paragină. Neîntreținute, nerenovate. O să găsesc așa ceva, o să renovăm ocazia asta, o să-l facem minunat și acolo va sta președintele și președinția. Da, altul. Domnule Diaconu, ați decis să candidați la cea mai înaltă demnitate din stat, afirmând că sunteți doar un om banal, pe care nu îl recomandă nimic pentru această funcție. E bine, care este motivul real al acestei decizii, dincolo de afirmația dumneavoastră că, citez, aș încerca să candidez pentru că sunt suficient de enervat, de nemulțumit și simt că e nevoie de asta. Am încheiat citatul. Nemulțumit și enervat, de ce anume? De ce mi-a spus adineori? De mult și de multă vreme. Acest text, cred că e la prima ieșire, de la prima ieșire, pe treptele Ateneului, când într-adevăr motorul principal era acesta, s-au mai schimbat lucrurile între timp și se vor schimba pe măsură ce înaintăm în acest subiect național, care sper să fie chiar o dezbatere adevărată. Fac o rectificare astăzi, acum. Sunt doar un om și tai banal. De ce? De ce? Pentru că banalitatea induce o greșeală de înțeles. Banalitatea poate să fie un lucru neplăcut sau deranjant. Nu, sunt doar un om și între timp sigla mea, la vremea aceea nu a apărut sigla încă, sigla mea este un om. Și rămâne nemulțumit și enervat. Meu, comportamentul meu și de aici încolo așa va fi, voi fi un om. Un om ca toți oamenii, un om. Cel mai tare ce vă nemulțumește în România în 2019? Nu despre asta e vorba. Nu? Mă enervează sau m-a enervat la vremea aceea, dar acum încerc să argumentez doar faptul că toată această șansă din 4 ani, din 5 în 5 ani, de a focaliza intenția noastră bună, noastră a tuturor, a cetățenilor acestei țări, pe o persoană, a fost greșită.
a fost greșită nu din vina persoanei sau din lipsa de merite pentru persoanele respective, chiar nu comentez lucrul ăsta, dar culoarul poteca a fost profund greșită. E alta. Încercarea mea este de a lămuri cetățenii să ne uităm și să alegem pe cineva care va putea merge pe poteca corectă, care e alta. E poteca a liniștii, a păcii, a înțelepciunii, a calmului și mai ales a efortului obligatoriu în această ultimă clipă de a ne regăsi pe noi înșine, ca națiune, de a schimba imaginea noastră în ochii noștri, e cel mai urât și mai periculos lucru, și mai ales de a opri, abia acum spun enervarea principală, un fel de disoluție a națiunii române. Ne aflăm în plină disoluție. Asta este opinia mea și senzația mea și nu mă refer numai la faptul că oamenii pleacă, suntem din ce în ce mai puțin, ceea ce e o realitate dureroasă, se nasc din ce în ce mai puțin. Nu. E mult mai grav. Dispar valorile noastre, amintirile noastre, identitatea noastră, dispărem și vom fi, în continuare, fără discuție, niște oameni cu două mâini și două picioare care pot munci orice și oriunde, bine sau rău, nu mai contează, dar nu vom fi cineva anume. Ori este esențial și ca persoană și ca națiune să fii cineva anume, cu niște repere, cu niște valori, spunea Nicolae Iorga și bine spunea, ar trebui să ne mai amintim, să citim, e nevoie de refacerea conștiinței de sine a nației, conștiința de sine trebuie refăcută, este fundamental. Pace, calm, regăsire, conștiință, câteva din cuvintele pe care le-am reținut. Da, probabil că de asta are nevoie România aceasta acum. Dar, pe de altă parte, lider în sondajele de opinie, Klaus Iohannis, militează pentru respectul față de justiție, dar refuză să pună în aplicare hotărârile ale Curții Constituționale. Domnule Mircea Diaconu, dacă CCR a decis în 18 septembrie, anul curent, că președintele trebuie să semneze de îndată, și de îndată înseamnă urgent, numirea miniștrilor interimari ai guvernului, conform prevederilor Constituției. Ce explicație aveți dumneavoastră, de exemplu, pentru faptul că după 10 zile încă nu s-a conformat? Adică, imediat trebuia să stați un pic. Acest de îndată, care e în lege și obligatoriu, a mai fost citit de dânsul pe parcursul ultimului an, încă de vreo 2-3 ori, în câteva luni, ceva de genul ăsta. Așa e de îndată la dânsul sau niciodată. Dacă alegem o persoană care se închide într-un palat regal și zice, indiferent ce e afară, fac ce vreau eu și citesc ce vreau eu și aud numai ce vreau eu, deci un eu, un mega eu, dement, iertați-mă, îmi cer scuze, ieșit din normal, periculos, în cel mai înalt grad, pentru că, din păcate, într-o democrație, când apare un ce vreau eu, se blochează tot. Vedeți bine, efectul acestui ce vreau eu la domnul președinte și în relația cu autoritățile, cu legile, cu Constituția chiar, constituie blocaje. Blocaje a ce? A guvernării, a administrării, a dezvoltării, etc. Efecte negative doar din acest ce vreau eu. Acest lucru trebuie să dispară. Domnule Diaconu, prerogativele președintelui sunt clar reglementate, deși există voci care cer modificarea și transformarea României în Republică Prezidențială. Așa să ne spuneți, care este opinia candidatului Mircea Diaconu legat de rolul, locul și importanța președintelui în viața publică și funcționarea statului? De fiecare dată când s-a pus această problemă, Constituția e proastă, trebuie să o schimbăm, au pus-o în general ora coaliției președintelui respectiv, ori chiar el. De ce? Traduc simplu. Mă ține puțin la umărul stâng Constituția sau la nu pe piciorul meu. Ia schimbați-o voi să fie pe piciorul meu sau pe umărul meu. Genant. Deci dacă avem această Constituție și arată într-un fel și scrie într-un fel, iar tu ești garantul respectării Constituției, că așa scrie în Constituție, nu poți să o negi. Nu poți să o pui la îndoială. Nici un cuvânt, nici spiritul, nimic de acolo. În clipa în care o faci, ora nu respecta o decizie a Curții Constituționale de îndată, este o formă de a ridiculiza de-a dreptul Constituția. Tu care ești garantul ei, te descalifici totalmente. Nici nu are rost să pierdem vremea cu astfel. Sunt atât de evidente aceste lucruri, nu trebuie să le argumentez sau să pledez pentru ele, sunt evidente și jenante. Se speculează faptul că sunteți susținut de două partide și aici mă refer de trei. De trei. Bun, am mai apărut încă unul. Și mai, am mai apărut încă unul. Eu mă refer la Deșteptul apară. România, care da. E al treilea? Al treilea e Partidul Neoliberal. Da. Și o să vină în curând niște comunicate din partea unor mari centrale sindicale care mă susțin
Dar de ce am spus asta? Pentru că dumneavoastră ați menționat, sunt singurul independent cu state. Din 2014 am candidat independent în Parlamentul European, am activat ca independent, da? Ca șef al statului, dacă veți ajunge. Veți avea de decontat ceva unor formațiuni politice care vă susțin, nu? Sau veți fi doar un cetățean al Republicii? Nu mai puteți da înapoi. Ați făcut deja o înțelegere. Să stabilim din adevărul. N-am făcut nicio înțelegere. A fost o discuție. Eu am dat examen în fața lor. Întâi m-am autopropus, ca să zic așa, am declarat public că vreau să candidez. Și am cerut sprijin oricui mă poate ajuta, pentru că singur chiar nu pot să fac așa ceva. Nivelul este uriaș. Și a doua zi au apărut aceste două partide, m-au sunat și m-am dus și am dat examen în fața lor, efectiv. M-au întrebat de toate subiectele, am răspuns și în final au zis da, te susținem. Bun, dacă mă susțineți, atunci discutăm termenii susținerii. Susținerea este pur logistică, de aceea că știți, adevărul e în cuvinte și diavolul e tot în cuvinte. Alianța noastră, alianța aceea care mă susține, se numește Alianța Electorală Un Om. Pe ea nu e nicio siglă, e o singură siglă a mea care este Un Om. Un Om, deci cea de acolo. Asta e tot ce e acolo. Ori copreședinții acestei alianțe sunt Norica Nicolai și Sorin Câmpeanu. Nu sunt liderii reali ai partidului, partidelor respective. Nu o să-i vedeți în spatele meu, nu o să-i vedeți umblând cu mine pe nicăieri, pentru că demersul acesta este al meu în forma și în stilul și în genul meu. Dar ei vor cere, pentru că sunt politicieni. Ce să ceră? O să ceară drepturile, cum ar spune unii. Bun, hai să trecem și la asta. Care drepturi? Câte vreme președintele... Pentru susținerea pe care un președinte oferă. Normal, cum aș fi eu, conform Constituției, nu are ce da. Absolut nimic. Un președinte normal nu cere guvernul meu ca să îi liniștească pe cei care l-au susținut și l-au făcut președinte, săracii de ei. Nu. Un președinte normal nu dă prim-ministri, nu decide prim-ministru, este cum candidează unii dintre ei, ba chiar doi dintre ei, cu prim-ministru alături, cum ar veni. Am fost întrebat cine o să fie prim-ministru când o să fiți președinte noastră și am spus, de unde să știu? Pe cum nu știți? Pe cum veți fi președinte? Păi da. Păi primul ministru decurge din jocul politic, din majorități, din alegerii. De acolo decurge, nu poate să-l știe președintele și nu-l decide președintele, niciodată, așa e în Constituție. Și eu nu voi face lucruri de tipul ăsta. Ce să dau? Praful de pe topă, mai departe. Cine a dat ceva? Ce a dat? Ce am dat acum? E un sprijin? Un sprijin de regulă e dezinteresat. Un sprijin este un ajutor, este dezinteresat. Cade cineva pe stradă, îl ridici, aștepți un ban să-ți dea acel om care a avut nevoie de tine să-l ajuți, să ridice în picioare, pe gheață? Nu, de niciun fel. Asta e situația mea. Mai departe. Dacă discutăm de bani, în precampanie, acum, nu o să mă vedeți nicăieri cât blocul, ceea ce înseamnă bani și sume, cum sunt deja trei candidați, cât blocul, prin autostrăzile, străzile, șoselele de ei, cât vorba aceea, parul. Câte voturi crezi că aduc aceste BNR? Nu știu, cred că pierd voturi. Părerea mea e că cetățenii care văd sunt nemulțumiți. Așa reacționez eu și cred că și toată lumea, în fine. Deci nu s-au dat bani în precampanie deloc. Absolut deloc. În campanie însă, ce se va cheltui, se poate, va fi rambursabil, pentru că așa e legea, îi pot să cheltuie, de aceea au făcut această alianță, înscrisă la BEC, normal și juridic și la tribunal, ca să poată avea decontare. Deci cine datorează ce cui? Dacă discutăm de asta, pur și simplu. Pe de altă parte, președintele nu poate da funcții, nu poate da nimic. De ce îl susțin aceste partide? Păi, vă spun și asta, că s-a discutat și asta. Da. Aceste două partide, trei, pardon, și centralele sindicale, au înțeles că președintele trebuie să fie o persoană nepartizană. Exact pentru ca jocul lor politic și bătăliile lor politice ulterioare să se desfășoare cu arbitraj. Ei sunt partide mici. Vor fi loviți de toți pereții, de marile partide, în lupta care urmează, la următoarele alegeri și așa mai departe. Arbitrajul e un lucru esențial pentru cine intră în joc. Să ai siguranța că ai un arbitru corect. Și neutralitatea președintelui este obligatorie exact pentru ca jocul politic ulterior să se desfășoare în bune condiții. O șansă în plus pentru el. Domnule Mircea Diaconu, ce ați învățat? Ce lecții ați învățat la Europarlament? Când ați fost... Multe am învățat. Am învățat multe lucruri, am aflat multe lucruri, dar să zic un lucru extrem de important, pe care nu știam de acasă, sau mă rog, nu se practică la noi, se numește negociere. A negocia. Noi nu știm asta.
Totdeauna se ajunge, sigur, sunt părerii, e firesc, diferite, pe tot felul de subiecte, între persoane, între grupuri. Da, e absolut natural și așa trebuie să fie. Armonizarea lor e chestiunea. Ori acolo, la noi nu. La noi toți parcă avem capetele pătrate, ne uităm numai în direcția pătratului respectiv al capului, ziduri între noi, nimeni nu se uită în partea cealaltă. Când se adresează unui public, fiecare se adresează publicului său. E ca și cum ai jucat tenis la perete, fără să învingă nimeni, vă dați seama. Bun, dincolo nu e așa. În sensul că absolut orice e pus pe masă, se discută, se negociază. Ba chiar când vin textele finale, cele pe care le votăm la Strasburg, legislația finală, are amendamente, și după aceea apare un calup care se numește compromis. Chiar așa se numește. Și asta e suma unor amendamente, unor reglări, unor negocieri și se votează ca și compromis. Dar dacă spui compromis, te-ai compromis, ca să mă exprim ușor plastic. Deci am învățat foarte mult lucrul ăsta, pentru că trebuie să mergem mai departe. Oricând ne blocăm caprele pe pod, e ce se întâmplă la noi. Trebuie să învățăm mereu să mergem mai departe. Nici alte nații nu sunt perfecte, la fel cum românii. Ce ar trebui prima dată să schimbăm în România, ca nație? Nu să schimbăm, să corectăm. Și dacă mă refer la tronsonul președintelui, să zic, și nu la autostrăzi și la spitale sau la ce are nevoie omul, dar care vin, sau nu vin, mai bine zis, din zona guvernării și administrării și cealaltă zonă, în care președintele nu are ce căuta, ar trebui să ne curățim țara, să o facem curată, să o facem frumoasă, primitoare, și să învățăm încet, încet, să avem încredere în noi. Asta este ținta mea principală. Și când spun curățenie, mă refer la tot ce poți să pui în această noțiune. De la negunoaie, până la fațadele tuturor caselor și gardurilor și comportamentele noastre, care fac parte din curățenie. Este vorba de mentalitățile publice. În capul meu, mentalitățile publice, reflexele publice ale noastre, ale tuturor, mi le asum și eu, sunt îmburuienite. Folosesc termenul ăsta ca să nu se supere nimeni. Ne comportăm urât. Trebuie să învățăm din nou să ne comportăm frumos, pentru că ne pregătim, și asta trebuie să facem, să primim musafiri, să se uite lumea de afară la noi, să ne vadă cum suntem adevărat și de adevăratele. Pentru că deocamdată se vede urât. Când cineva se uite de afară, se vede urât. Ce vă place cel mai mult în România? Mie tot îmi place în România, dar aici e vina sau meritul meu, nu știu. Când de ce n-ați vrut acolo... să plecați niciodată din țară? De ce n-ați vrut să plecați din țară? L-am plecat și m-am întors, am plecat de nu știu câte ori. Nu, să rămâneți definitiv. Păi, acum n-avem timp să vă povestesc, că au fost istorii senzaționale. Păi nu, pentru că nu pot afară. Un singur lucru vă mai spun. Eu sunt apicultor și știu bine lucrurile astea. Albina, e o teorie care spune că familia, nu, entitatea nu este albina, că ea e o ființă, nu? Ea e o gâză, ci stupul, familia. Și când spun familia, mă gândesc la ce știți și ce înseamnă familia și familia de albine. Pentru că dacă e o albină dintr-un stup, dintr-o familie, cu matcă, cu tot, și o pui afară, undeva o ții afară, într-un salon, în ce vrei, o hrănești cu tot ce vrei, mierea cea mai bună de pe lume, în 3 zile moare. Deci ea nu poate trăi în afara stupului, în afara familiei sale, chiar dacă moare de foame acolo. Ăsta-s eu. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Mesajul de final vă las să-l faceți dumneavoastră privind în ochi telespectatorii. Să nu vă așteptați să spun vorbe din alea de sezon, de niciun fel, însă mi-aș dori să revin aici, în fața dumneavoastră, în altă calitate, pentru că am multe de făcut și multe de spus. Și cred că bune. Mulțumim!